Let's go, să vedem despre ce este vorba. Ok, boys, acum cred că o să o arate pe ea, protagonista. V-am zis, este vorba despre, nu știu, dacă o cheamă Jill, din când am înțeles, Jill sau ceva de genul. E la ea acasă și își cheamă prietena, cam asta e ideea de bază. Și după vine altcineva, asta scrie în descriere, știi ce zic? Uitați-vă aici, boys, că nu m-am uitat înainte. De la Andreea Damario, like, shout out, link in description. Bun, acum merge cineva pe scări, bă, dar asta e, care e treaba cu mersul ăsta pe scări? Că nu înțeleg, boys, deja începe să mă așa puțin. Nu cred că îmi bagă jump scare în primul minut. Ok, asta e ea, gen, fata. Uite, îi dă mesaj lui Mary. Salut, fată. Stai puțin. I should be there in the like. Do you want to be anything? Ok, cică, salut, fată. O să ajung acolo în 10-15 minute. Vrei să aduc ceva la mine? No, it's all good. I got lots of feel. Just hurry up. I miss you. Cică, doar grăbește-te. I'm going to say, can I see you soon? I'm going to my hair. Ok, deci vorbește cu Mary asta. Nu știu dacă ea trebuie să se ducă, dar nu. Cred că ea e asta din dreapta, da? Și Mary trebuie să vină la ea. Și Mary a zis că o să ajungă în 15 minute. Dacă vrea să ducă ceva, a zis că nu. Și a zis că se grăbește și o să vină în curând. Bun. Deci Mary trebuie să vină la ea. Să vedem dacă surora Mary ajunge. Bun. Cred că se uită la film. A zis movie night, zicea acolo jos. Ok, fraților, nu cred că o să face jumpscare așa de rapid. Hai să vedem dacă se întâmplă ceva ciudat. Muzica asta de fundal mă omoară. Mamă, și are și o casă de-aia cu... care are, cum îi zice, uși din sticlă. Oh. Mamă, boys! Mamă, nu mai așteptam deja la asta. Ați dat acolo la... Uitați-vă la geam. Bă, ați văzut la geam. Bă, dați înapoi dacă l-ați văzut. La geam, boys, era cineva la geam cu o mască. Ia uitați-vă acolo în stânga, uitați-vă la geamuri, neapărat, fiți atenți pe geamuri. Ba, nu, nu, nu. Deci, la geamul de la bucătărie era cineva. S-a dus tot. Mary, hey, I'm just getting gas, are you sure you don't want to me anything? Ok, Mary asta tot o întreabă. Opa, stați, s-a blocat. Mary asta tot o întreabă dacă nu cumva vrea să aducă ceva. Aia zice, yeah, I'm sure I have so much junk food here. Ok, ci care are foarte multă mâncare, are popcorn, toate chestiile alea. Eu zic că am obi as fast as I can. Deci trebuie să vină Mary asta, 10-15 minute trebuie să ajungă. Cred că asta și-a dat seama. E paranoică. Păi, stai ceva la mijloc, vă zic eu, vă mâre. Hopa. Mamă, s-a auzit ceva. Nu cred că a ajuns Mary așa de rapid, fraților. Nu cred că a ajuns Mary așa de rapid aici, pe bune vă zic. S-a auzit ceva, dar nu cred că e Mary. Se aude ceva, o fi ca să-i suneria, dar, bă, 2 minute au trecut, imposibil să fie ajuns Mary. De-aia nu-și dă seama, boys. Deci nu e Mary, 100%, vă zic eu, nu e Mary. Se auzi suneria, sau, a, ba nu, cred că și-a făcut popcorn, a, nu mă, și la... Mamă, uitați, uitați-vă tot acolo, bă, tot acolo a rămas. Bă, cine e ăla? Uitați-vă acolo. Și-a pus popcorn-ul, eu n-am fost atent pentru că m-am uitat la ăla din spate, și-a pus popcorn-ul la cuptor și acum și-l bagă înapoi. Și îl bag în bol. Să vedem dacă ăla dispare de acolo. Dar ea nu-l vede, mă. Uite-te, mă, în stânga. A, dispărut degeaba. Fiți atenți și fix acum o să se uite în stânga. Sau nu se mai uită. Mamă, boys. Mamă, fraților. Ok, se uită la televizor. Dar s-a auzit ceva, boys. Mamă, deci... Mamă! Ba nu, credeam că e în casă. Uitați-vă acolo în spatele ei. Bă, credeam că e în casă, dar nu e. Mamă, bă, un short horror film pentru 3000 de vizualizări, chiar e mișto rău de tot. Adică chiar e intens. Chiar sunt curios cum se... S-a auzit ceva iară. Chiar sunt curios cum o să se termine, pe bune. Sunt super curios. L-a văzut pe ăla? Băi, ăsta-i! L-a văzut pe ăla, gen? S-a auzit ceva? S-a uitat acolo în spate și asta l-a văzut pe ăla? Mamă, cred că l-a văzut! Bă, cred că l-a văzut! Ok... Se calmează sora noastră. Se uită acum în spate. Nu mai e nimeni. Bă! S-ar putea să... Da, eu cred că ea crede că doar i s-a părut. Cel mai probabil. Crede că doar i s-a părut. 100% e așa, fraților, vă zic eu. Și acum nu cred că o să sune la poliție, cred că iar o să sune pe Mary. Vedeți? A făcut și așa a făcut. Adică înseamnă că doar i s-a părut. Așa crede ea. Ok. Să sperăm să...
Dar nu, nu, nu tare sapărul, fraților, când vede... Bate cineva la ușă. Bă, au trecut 4 minute, nu cred că sora Mary a venit. Vedeți? Bate cineva la ușă. Mamă, dar bate cam tare, băi, ce-i aia? Ok, mamă, bă, da... Asta nu-l vede pe ăsta. Fuge, fuge. A, ba nu. Sau ce face? Deschide ușa. Mamă, dar ce casă mare are, frate, să mă vorbesc. Nu se mai vede nimic, frate, ăsta a zis și nu-i de la mine, e de la camera lui ăștia care au filmat. Merge undeva. Cred că sună la 112. Bă, bă, da, se aude cineva parcă și sus. Mamă, mamă, cineva în casă are un cuțit, AMC. Ia să spui, băi, stai că n-am aici o chestie. Pe lângă faptul că surioara noastră pare super suspectă, adică nu prea se panichează sau ceva de genul, i-a scris lui Michael să la mamă, e cineva la mine în casă, cred că are un cuțit, vorbesc serios, te rog sună la 112 pentru mine. Deci asta e prostia pe care am văzut-o și în mesajele alea creepy. De ce nu sunt tu la 112, frățior meu? N-are nicio logică. E cineva la ea în casă, boys. De ce nu sună ea la 112? Pă bune! Mamă, dar cineva acolo. Mamă, dar uita mai casa, băi, eu luat să mă arăbăți 20 de secunde să ajung aici. De ce nu sună ea la 112? Aștept să sună maica asta, n-are nicio logică. Sau poate pentru că o aude ăla. Da, eu prost acum puțin m-am gândit acum, da. Dacă l-aude ăla, da, adevărat, n-ai. Mamă, și te duce înapoi, băi, băi, dar oricum, băi, deci așa se întâmplă fiecare de ăsta. Ăsta întotdeauna trebuie să fie curajos. Mamă. Mamă, uite-l pe ăsta. Băi. Bă, care-i treaba cu el? E un puștean de ăsta, mă. A intrat înăuntru, dar de ce n-a prins de lumina? Da, i-am dat o idee. Da, a prins, o să mai abia zici că nu i-a prinsă. Ok, s-a dus. Băi, uai, ai, ai. Ok, mamă, sora mea, dar ce încearcă? Bă, încearcă să pleci dacă poți. Dar vine Mary, boys. Poate dacă reușește ea cumva să plece, o moară pe Mary. Dar ce face, mă? A, și așa un cuțit, cred. Da, uleu! Mamă, 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 ce m-am speriat la asta. Mă așteptam, fugi, sora mea! Mamă, mamă, fugi, 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 închide asta, uleu! Nu mă așteptam, nu mă așteptam să vină la instant, așa, uai. Dar bă, de ce merge așa? Bă, dar merge prea încet? Bă, nici nu aleargă. Mamă, mamă, vine la după ea. Fugi, mă, sora mea, fugi, fugi, fugi. Mamă, s-a ascuns sub pat. Da, oare, ăla nu o să-și dea seama că e sub pat. 100% nu o să-și dea seama, da, bă, da. Băi. Aoleo. Da, o să se uite sub pat, fraților. Dacă nu e foarte prost, teoretic. Da, e imposibil să nu se uite sub pat. Băi, deci acum nu că sunt eu vreun criminal în serie, bă, da, dacă... Nu vreau să se înțeleagă greșit că sunt criminal sau ceva de genul, dar... Bă, tot, băi, deci dacă te duci și încerci să uite pe cineva în casă, băi, și vezi că intră într-o cameră și după nu-l mai găsești în camera aia, e clar că e sub pat, eu m-aș uita sub pat, adică nu că am eu intenții de-astea, dar... Doar ziceam, știi ce zic? Vorbesc că toată lumea ar fi făcut chestia asta. Te uiți sub pat, ăla a plecat, deci prost, rău de tot. Bă, bune, dar acum cred că vine Mary, se aude că a venit Mary și o ia pe Mary. Deci, pe bune. S-a auzit ceva, boys? Cred că vine sora Mary, pe bune, vă zic. S-a auzit ceva? Oh! Boys, cred că a venit poliția, că o suna maica sa la poliție. Am și uitat de maica sa. S-a auzit ceva, bă, dar stai că i-a zis mamă, dar s-ar putea să fi fost doar o capcană. Să fi vorbit el. Ați găs britanici. Mamă, sora mea. Ai grijă. Vai, își pune mâna în cap. Ea crede că... Nu vă zic, a fost doar o capcană. Vă zic, e doar o capcană, boys. Mamă, aveți grijă, la un jumpscare aici. E doar o capcană. Nu a venit poliția, așa cred eu. Poate găsești acum pe ăla și pe Mary moartă. Ai grijă, sora mea. Aoleu. Da.
Eu v-am zis, față, v-am zis, era doar o capcană. Fugi, frățelul, înapoi. Bă, dar de ce merge așa încet? Băi, deci eu nu înțeleg. Bă, deci n-are nicio logică, bă, de ce merge așa încet? Bă, pe bune n-are nicio logică. Mamă, te-ai dus, sora mea, vine la după tine. Iară te pas supat. Bă, ce, deci dacă nici acum nu-și dă seama, bă, deci zici că e în jocul ăla, pe bune. Zici că e în jocuri. Ha, mă, că nu e așa de prost, mă. Uite-te, mă, supat. Uite-te, mă, supat, idiotule. Nu, no, cred că o să se uite. Da, și eu, uite-te, supat, zice, s-o prind o pasă, de partea cui sunt. A prins-o. I-a sunat telefonul, a venit sora Mary. S-a adus totul. Și-a dat seama, a început să plângă, a luat-o de picior. Ok, boys. Cam slab ești, frățiorul, pe... Deci, reconsideră-ți cariera ăsta, criminalul. Deci, n-ai o treabă, zic sincer, deci, n-ai o treabă, reconsideră-ți cariera, că... Pă bune, e zero barat pe astea. Deci e 0-0. Uite, și mesajul, de la cine era mesajul, boys? De la Mary. Hey, I am here, și just come in. Hey, sunt aici, pot să intru. Intră, sora mea, că ai șase de supraviețuire, la cât de prost e criminalul ăsta, deci cel mai prost criminal pe care l-am văzut vreodată. Direct de Andreea Damario. Deci, fraților, bă, în opinia mea, adică, v-am zis, bă, deci... Asta a fost, se vede că e așa cu buget mai mic, că a fost cu buget mai mic filmul, dar chiar a fost destul de mișto, ne-a ținut așa în suspans. N-am înțeles anumite faze, mai exact de ce ea mergea așa de încet pe scări când ăla o ascundea, sau asta de ce nu se uita sub pat, era prost. Nu știu, fraților, următorul short horror film, care e tot legat pe chestia asta cu singura casă, și deodată și ultimul din acest videoclip, se numește Teen Wolves și este un short horror film din 2016. Un filmuleț creepy din 2016 și despre asta, care cică și ea e singura acasă. Sau cel puțin așa, mamă, păi ai ușa asta deschis. Ok, nu mai cânta sora mea că mă zgrie pe creier. Let's go! Mamă, băi, uite, să faci tu, să zică și pereții tăi, tu. Iară zice ea. Și apoi iară pereții. Băi, cineva, băi, eu n-aș trăde, băi. Sorry. Îmi pare rău. Thin walls. Bă, asta vreau și cu pereții. Bă, știți vorba aia, vorbești cu pereții, asta vorbește pe bune cu pereții, deci de bună, băi. Mamă, știți vorba aia, vorbesc cu pereții, dar asta pe bune vorbește cu pereții. Mamă, s-a auzit ceva, te-ai dus, sora mea. Deci cineva la perete. Se aude ceva. E ușa deschisă, dar și asta a lăsat ușa deschisă, mă. Ce-s cu sunetele alea? Dar și... Mamă! Închide ușa! Aoleu! Băi, ce era aia, băi? Băi, ce era aia, băi? Ok. 911, what's your emergency? A sunat la 1, my name is Chloe Baker. I live in 14 Eagleview Road, number 5. Someone is in my apartment. Okay, I need you to calm down. We'll get you through this. Are you somewhere safe? Yes, I locked myself in my bedroom. Ok, a sunat, a zis că o cheamă, nu știu cum, Chloe, nu știu cum i-a zis adresa, ci că s-a încuiat în dormitor. E singura? Da. Da, loc e singura. Ok. The first thing I'm going to need you to do is unlock the door. Mamă, băi, după voce mi-am dat seama că era ceva la mijloc, pentru că, fraților, da, că nici noi nu ne-am uitat împreună, eu cu voi, la atâtea filme horror. I-a zis, primul lucru pe care vreau să-l faci este să deschizi ușa, pentru că la telefonia aia de afară nu-i 112. What? It will be much easier if you let her in. Ar fi mult mai ușor dacă ai lăsa-o să intre înăuntru. She'll take you into the spaces between the walls. Mamă, frățior meu. Uai, ai. Te-ai dus, sora mea. Te-ai dus. Ma. Asta se mișcă prin pereți, boys.
Uitați-vă, că, gen, în cazul în care nu știați, la american, v-am mai zis chestia asta când am reacționat la live-ul și la american, gen, boys, în general, pereții nu sunt ca la noi, vezi, îți dă ăștia așa de dai, nici nu se, nu, la american ies, gen, e peretele de lemn sau ce-o fi, după e spațiu gol și după iară vine cealaltă parte, adică înăuntru un putura nu prea există pe acolo, pe la ei, știi, zic, așa se construiesc casele acolo. Așa, dacă ești foarte slăbus, poți să te bagi pe acolo, știi? Da, ăștia și cicau și șobolani în asta. S-a deschis, că trec prin pereți, gen. Mamă, s-a adus totul. Sora mea? A, du-te să vezi ce se întâmplă. Doar închide ușa. Asta se gândește ea, să închide ușa. Hai să vedem dacă reușești să închizi ușa. Nu poate să închide ușa. Oh, shit. Pentru că dă în piciorul cuiva. Mai exact în piciorul lui asta. Dar asta cred că tot ea e, teoretic, nu? O fi că e un coșmar de asta, tot ea e. Tu, ai închis ușa, sora mea. Let's go! Ok, băieți, ok. Mamă, ok, psihopatic greu de tot. Ok, fraților, cam atât a fost clipul de astăzi. Am reacționat la două short horror filmuri, în opinia mea, destul de interesante. Am văzut că vă fac foarte mult astea cu singura acasă. Dacă mai vreți să facem episoade și mai exact de genul ăsta cu singura acasă, scrieți în comentarii. Eu să nu mai pierdem timpul și haideți să-i dăm drumul la videoclip. Deci este vorba despre gacica asta care stă în tren și părăs că vine acasă. Care-i treaba? Hopa, primește un mesaj de la Adam. Adam o fi că-i prietenă, eu zice, can I call you tonight, I miss you. Hopa, Adam îi spune că, cică, dacă poate să o sune diseară, deoarece e dor de ea. 2014, frate, gândiți-vă, ăsta e filmul din 2014, deci e fake rău de tot. Ok, ea îi scrie că nu poate pentru că are un raport definisat ceva la muncă, îi pare rău. Se vede că îi pare rău. A, șterz, ok, deci nu vrea să-i trimită lui Adam chestia asta. Cred că și îi place de Adam, frățiorul Adam a dat unde trebuie. Și acum își vede ea de treabă. Opa, se pune să se culce, nu? Nu te culca, sora mea, nu-i bine, fraților, să dormiți în tren. Și fluieră cineva, fiți atenți că acum ce pe schema. Dar nu mai e nimeni în tren, cine fluieră? Ba da! Cine-i omul ăla? Quiet zone. A, uitați-vă! Bă, deci uite, în tren, asta e zona de liniște, adică unde nimeni nu face gălăgie ca să se odihnească lumea. Uitați-vă, quiet zone. Ok, asta e zona de liniște. Dar vedeți ăla fluieră, dar are ceva pe mână, nu știu, are ceva mănușă. Ok. Mamă, dar asta se panichează, de ce se panichează așa? Mă, fi că nu-i place să audă sunete. Mamă, ce face? Bă, care-i treaba cu omul ăla? E panicată, uitați-vă la ea. Da, băiatul ăla e îmbrăcat ciudat, uitați-vă! Ce că, te rog să taci! Mamă, s-a auzit ceva așa ca ceva ascuțit. Mamă, ce are aia, bă? Bă, are ceva acolo, fraților, nu știu dacă e o armă albă sau e ceva ascuțit, dar are ceva acolo. S-a ieșit, s-a panicat. Ai grijă, sora mea, ce faci? Eu zic, dacă poate să fie, să tacă odată. Cred că se duce la el, fii atent. Aoleu, mamă, cine e asta, băi? Băi, șmechere, băi! Mamă, ce urât e! N-am mai văzut așa ceva. Următoarea stație e Basel. Mamă, ăla nu mai e acolo. Bă, băieți, ăla nu mai e acolo. Mi se pare mie ăsta nu mai e acolo. Mamă, fiți atent că apare lângă ea. Aveți grijă, băieți. Hai, mamă, dar ce urât era ăla. Așa, mamă, și acum e noaptea și trece pe aici. Fiți atent că acum se trăiește cu el. Sunt foarte pesimist, dar cred că asta se întâmplă pe bune. Ai grijă. Iară fluiera ăla. Bă, nu mai fluiera, frățioară, mă, te rog, iar mai fluiera. S-a văzut. E acolo. Uite că se și vede puțin. E după peretele ăla. O urmărește. Fii să zic că o urmărește, fraților. Ai grijă, sora mea. O urmărește asta. Dar care-i treaba cu psihopatul ăsta? De ce are psych assistance? O, chiar nevoie de asistență. Mamă, nu-i merge cartela aia și are nevoie de... Trebuie să vină cineva de acolo să o ajute. Mamă, ăla-i în spatele ei. Uitați-vă acolo. E în spatele ei. Bă, dar care-i treaba? De ce e așa urât și de ce are... A, bă, nu! E femeia aia, mamă, ce m-am speriat. Opa, dar poate femeia aia are ce? Are nevoie de asistență. Sar, mă, peste asta! Sari! Uite, la aia a mers. A, vrea să ducă pe acolo. Fiți atenți că se trește cu ăla, că se duce pe acolo. A văzut că pe cealaltă parte a mers.
Băi, panicată rău de tot, uitați-vă, fraților. Mamă, mamă, se întâmplă ceva acum, aveți grijă? A, găsit la jumpscare? Fugi, săra mea. Mamă, mamă, se întâmplă ceva, fiți atenți. Ia picatele pe jos, lasă-le acolo. Mamă, iar-i da asta cu asistență. Cred că e nebună, e tot un capui sau care-i treaba? Mamă, iară la care fruieră. Ia-i acolo, frățioro. Mamă, băi, se duce totul. Sar, mă, peste! Ia picată de chestia asta și cea că să treacă peste, sub. Ia, și-a lăsat telefonul acolo. Dar ce se aude? Se aude ceva. Unde a ajuns? What? A ajuns undeva. Bă, interesant asta, dar vreau să mai văd pe ăla o dată. Deci tare mie că ei s-a întâmplat ceva. E tot un cap, ei, fraților, cred. Îi sună telefonul, dar ți-a arătat telefonul pe jos, cum adică ești la telefonul? Mamă, mamă, e în spatele ei! Fraților, e acolo! O bufnește plânsul. Uite, îi sună telefonul și ăla îi face acolo cu telefonul. Dar nu știu, bă, ideea e că ea cred că are ceva probleme, a zis încă de la început, când ăla fluiera, s-a panicat rapid, dădea pe foile alea. S-a panicat. Aveți grijă? Bă, se întâmplă ceva, pe bune. A, și-a luat cheia, dar nu poate, deci cu cheia ajută, avea mare pe mână, avea mare cuțit, abar n-am ce era chestia, ea are cheia, a, s-a adus totul, hai, murit. Ai grijă, sora mea, dar nu cred, cred că se duce, fraților, vă zic sincer, adică, se duce 100%. Am văzut în tamele, era ceva cum o ține de gât sau nu, mint, abar n-am cum era. Dar o să se tălească ei doi, 100%. Uite, uite-i telefonul, ia-ți telefonul! Sau nu, nu te-a plecat, sora mea, că fix în moment de atenție a venit ăla peste tine! Aveți grijă la jumpscare, băieți, că o să vină un jumpscare cât mai rapid. Aoleu, 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 ce-i asta? Mamă, e spate! Aaaa, mamă, mamă! Băi, băi, a dat! Băi, ce face? Și că pentru Dumnezeu, adică, să faci liniște, for God's sake. Băi, a băgat mare de-aia în gât. Aoleu, 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 aoleu. Băi, ți se duce totul, se duce totul. Mamă, mamă, nu vreți să vedeți chestia asta? Nici eu nu vreau să văd chestia asta. A reușit să scape sora noastră. I-a dat-o la, în cazul care v-ați întrebat. Bă! Iar a plecat telefonul. Lasă-mă telefonul și du-te. Mă, asta e moartă deja. Bă! Îi sună telefonul. Iar Adam, răspunde-l, frățiorul. What? Bă, uiți! Bă, voi vedeți? 078? Asta nu e număr de România, sau nu? Adam. Nu știu dacă e număr de România. 078. Aoleo! Aoleo, aoleo! Uite-l pe ăsta! Sau pe asta? Eu asta? Fiți atenți! Fă liniște! Fă liniște! Aoleu, aoleu, se duce totul, se duce totul, băieți, nu vreți să vedeți așa ceva, vă zic eu. Afă, ăsta. Adam. Aoleu. Și s-a trezit, v-am zis, eram sigur, băieți, că e totul numai în capul ei, mamă. Băi, eram sigur că e totul numai în capul ei, bă, da. Bă, fie că persoana asta e aici sau nu? Mamă, iar sună telefonul, sună Adam. V-am zis, bă, băieții, că e tot un capui. Mamă, poți să te sun diseară? Acum e un deja vu de ăla. Cred că se repetă, sau? Ia, îi scrie. Da, dragă. Acum se aude altceva, alt sunet. Mamă. E aceeași persoană. O, următoarea asta este Basil. Bă, iară se aude ceva. Iar e... Ba nu, mamă, acum e aia, fiți atenți. Ieși și tu cu asta. Se uită la ea. Își aduce aminte de ea. Și aia a plecat. Și acum cred că intră ăla.
Mama, aia nu o bag în seamă. Sună la... Sună la 99... Mama, iar a apărut ăla. Și iar începe! Nu îmi vreau să mai uită la așa ceva. Pă bune, băieți, iar se întâmplă ceva. Deci cred că nu-i totul în capul ei. Cred că asta chiar se întâmplă, gen. Se întâmplă ceva acum. Adormea asta și se întâmplă. Băieți, se uite cineva la ea, cred. Mamă, uitați-l pe ăla! L-ați văzut în oglindă! În oglindă să... Mamă, și-a fluierat. Mamă... După cum v-am spus, fraților, nu este nicio vrăjeală. Puteți vedea chiar acum pe ecran că poliția a raportat undeva la 1.33 last night that a young woman woke up and observed an unknown figure standing inside her bedroom. Adică poliția a spus că a avut un caz la ora 1.30 dimineața când o tânără i-a sunat și s-a trezit din somn și i-a sunat și le-a spus că în camera ei se află o figură necunoscută care se holbează la ea. Short horror film se numește Unknown, adică necunoscut, și eu zic să începem reacția. Fraților, mamă, mamă, cât de interesant o să fie. Stați că mi-am luat căștile invers de atâta entuziasm. Mamă, cât de tare o să fie. Hai să vedem, boys. Și gândiți-vă că, bă, chestia asta s-a întâmplat în viața reală. Asta e foarte, foarte nașpa. Femeia, hopa, că mai e. Femeia a țipat in the figure fled through the open bedroom window. The suspect is believed to still be out there on streets. Și că femeia a țipat și figura a reușit într-un fel să iasă, să iasă pe fereastră. Și se crede că suspectul, adică figura, na, despre care acest short horror film o să vedeți acum, încă mai este pe străzi. Adică în momentul de față, figura, persoana aia, orice ar fi chestia aia, încă e în libertate. Și că, baba, asta e și mai nașpa, băi, mai bine nu mai spunea chestia asta. Hai să vedem care-i treaba. Bun, aici văd, cred că e o casă, nu? Mama, se aude poliția, frate, se aude poliția. Prezentat de, hai să vedem, mamă, mamă, băi, Sunset Studios. Ăștia sunt băieții care au făcut short horror filmul, știi ce zic? Hai să vedem. Bun. Direct de Tyler Scott, hai mă începe, bun. Hai să vedem. Următoarea zi, asta se întâmplă următoarea zi, după incident, cred. Hai să vedem. Mamă, ok. Ok, asta e fata. Mamă, tu se aude ceva. Ok, asta cred că se întâmplă următoarea zi după incident. Mamă, să nu-mi ia ceva tare. Bă, dar tot îmi arată acolo. Eu nu văd pe nimeni pe geam. Oulă, e bada, e cineva la asta. Deci ea, boys, cred că, nu știu dacă am înțeles bine, însă ori acum o să raporteze cazul ăla, n-a cineva la ea în dormitor, ori a raportat noaptea trecută. Bun, asta e ea. Se pune să se culce sau care treaba, dar zic că e cineva acolo după ea. Citește o carte. Ai grijă, sora mea, mama acolo. Bă, 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 parcă e cineva. Bă, da, e cineva acolo, nu? Bă, e cineva acolo. Dacă vedeți, nu? Da, măi, mamă, și-a plecat. Acum cred că ea și-a dat seama că e cineva acolo. Deci, da, cred că ăsta e făcut a doua zi după incident. Bun, a văzut ea pe cineva acolo. A bătut cineva la ușă. Sora mea nu răspunde la ușă. Nu, 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 nu. Mamă, nu-i bine dacă răspunde la ușă, pe bune. Dacă răspunde la ușă, o să fie nașpa. Se uită pe vizor, nu-i nimeni. Mamă, te uiți pe vizor și nu-i nimeni. Când a sunat cineva la ușă, te crezi deja într-un film horror. Hai să vedem. Mamă, băi. Băi, frate meu, băi. Bă, nu deschide ușa, bă. Băi. A deschis ușa, dar... Mamă, se deschide aia din spatele tău, băi! Bă, tu n-auzi? A intrat cineva în casa ei, cred. Nu sunt sigur. Mamă, dar ea... Îi se face rău, sau care-i treaba? Ok, și că... O fică îi se face rău și se duce în dormitor, gen. Știi? Și acolo... Acolo se întâmplă acțiunea. Bun, se mișcă astea.
Da, mă, oh, și-a luat bâta, jeez, man. Iată că acum începe. Da, mă, soara mea, uite, că ești amețită, deja tremur toată. Ce să faci tu cu bătaia, știi ce zic? Mamă, uite-l pe ăsta. Dar nu camera aia s-a dus și el. Ba nu, aici a închis ușile, deci închide ușile peste tot, ok. Aolo, mamă, ce mă sperie, bă, astea. Mamă, și aici cred că e dormitorul ei, nu? O fi că aici e dormitorul ei. Mama, e grijă, sora mea. A plecat cineva cu mașina, dar nu cred că a plecat ăla, sau? O fică ea a văzut mașina și crede că a plecat ăla și lasă băta jos. Ba nu, a închis acolo. Oh, aia fi fereastra pe după care a ieșit ăla atunci. Dar știți că a zis că... Știți că a zis că era cineva în dormitor și a ieșit. Gen, a reușit să iasă până să vină poliția. Ok, fiți atenți, deci cred că acum se întâmplă de fapt acțiunea, gen, adică ea se spară pe dinți și se duce acum în dormitor. Și o să observe pe cineva, cred. Cred că așa o să fie, dar nu sunt sigur. Aoleu, mamă, ce m-a speriat, băi, da. Ok. Da, și acum e în dormitor, da, mă, acum de fapt se întâmplă, sau? Încă nu sunt în clar, fraților. Da, mă, uite, ea se pune acum în dormitor. Se culcă. Și apa se doarce, cred că îl vede pe ăla. Ia uite-l pe John-ul nostru. Ia uite-l cum iese din dulap sau de unde iese. A, ba nu, pe ușă. Ba nu, din dulap? Se aude ceva. Mama, spart asta. Oh, aoleu. Aoleu. Mama, deci asta n-are nicio treabă cu țipatul. Ok, băieți, și aici s-a terminat. Deci, bă, cred că inițial. Bă, a fost interesat, fraților, doar că, bă, actrița asta, deci actoria aia a fost foarte, foarte proastă. Câteodată chiar îmi venea să râd, știi, adică acum la final parcă ea voia să țipe, dar și să râdă. M-a speriat numai atunci când a apărut ăla în spatele ei, știi ce zic, atunci m-am speriat așa puțin, dar în rest nu prea a fost așa de creepy, însă na, băieți, e după fapt real. N-aș pe întâmplarea în viața reală, dar actoria lui femeia aia să mare e zero pe bure. Dar acum, fraților, tot pe subiectul ăsta mai avem încă un short horror film foarte, foarte scurt care se numește Who's There, adică cine este acolo, și tot tipa chestia aia că e cineva la tine în casă. Despre asta e videoclipul ăsta, boys. Știi ce zic? Adică... Hopa, mamă, dar ăsta o să presiun că o să fie mai mișto decât primul. Vă dați seama, primul ideea a fost mișto, doar că, na, așa, filmul a fost de nașpa. S-a auzit ceva, frățiorul meu? S-a deschis ușa. V-am zis, la primul numai a fost mișto, în rest nu prea. S-a deschis ușa. A intrat cineva la tine în casă, omule. Te-ai prins, a? Da, închide uși. A, sau nu? Mamă, iară s-a auzit ceva. Aoleu, nu-i bine. Nu-i bine deloc. Pă bune că nu-i bine. Tot se deschide ușa. Înseamnă că e cineva acolo care o închide și o deschide, nu? Adică el o închide și ăla o deschide. Așa ar fi logic, da. A închis. Pă bă, dar închide și ăla, pune-l. A, ai dat așa, da. A închis ușa. Tor. Pă bă, dar de ce nu închide așa de-i prost? Mamă, vine cineva după el. Mamă, ce scut digitele alea, boys. A!
Aoleu, mamă! Asta a fost... Bă, ce-a fost asta, boys? Bă, ce-a fost? Ok, de timp, frate, o să ne uităm la filmul ăsta horror, unde e vorba despre femeia asta. Și gen, filmul se numește The Thing Next Door, adică chestia de la vecin, gen. Hai să vedem care-i treaba, bă, că mi se pare super, super creepy. Aia-s vieri, mă, ok, dar sunt, vedeți, sunt plante aici lângă, nu-i nimica creepy. Ce-i chestia asta, bro? Bun, hai să vedem. Ok, cineva tastează, cred că femeia tastează. Ok, uitați-vă la ea. Se uită la ceva pe internet. Boys! Vecinii ei cred că au dispărut, man! Dar încă sunt acolo, gen posedați. Zice despre dispariția unui cuplu. Ăștia doi au dispărut. Fix aici, gen unde stăi, ați văzut? Deci fix aici au dispărut. Oh my god, ok, ok. Poliția nu e sigură. Uite, cred că ea acum își dă seama că ăia erau vecinii ei. Poliția încă nu-și dă seama ce le-a cauzat dispariția. Asta e și la o alergare în pădure, ok. Hai să vedem, everybody. S-a auzit ceva. S-a auzit ceva așa, gen, ca și cum a picat cineva în apă sau... S-a dat cu... A picat ceva în apă, gen. S-a dat cu ceva în apă. O piatră sau ceva. Oh, ok, mamă, deci genul ăsta de locuri mi se par super interesante, pe bune. Vă dați seama că acolo e ceva suspect, adică de fiecare că vezi un loc de asta, îți dai seama că e ceva suspect acolo, pe bune. Hopa, ora 2:59 și cred că se face 3 dimineața. Bun, s-a făcut 3 dimineața, ce ceas miștoare. S-a auzit ceva? Băi, uite, iar vine lumina roșie, gen. Și o trezește, e lumina roșie de la apartamentul ăia, de la apartamentul vecinii. Ok, ok, ciudată faza asta cu lumina roșie, pe bune, gen. Bun. Ok. Acum e noapte, gen? N-am mai putut să doarmă? Da, mă, uitați-vă, e noapte. Dar nu mai e nimic roșu acolo. E complet normal, dar parcă arată și mai creepy așa, normal. Se aud chestii, boys. Deasupra ei, gen. Ca și cum mută cineva mobilă în casă sau ceva. A citit cartea lui Frankenstein despre inimi. Cartea Frankenstein, cum e lui Frankenstein, când a scris Frankenstein cărți, băiți. Tot se aud chestii, mamă, cred că e sus. Uai, aoleu. Dai, du-te, sorbea. Ok. Bă, parcă cineva îi mută patul, gen, sau bă, se aude ca și cum cineva mută chestii de-astea de greutate sus. Bă, e lumina roșie și la ea în casă. Bro. Mamă. Ce se aude? Bă, ce se aude? Ok. Ok, fugi, sora mea. Ciudat. A chemat poliția, ok. Păi da, mai chemat poliția, zic că poliția n-a avut ce să facă, gen, când ne-au dispărut, că-s chiar acolo pe site. Cred că i-a explicat că nu știe care e cauza, de ce vine această lumină roșie. Dar s-au dus să verifice sus, gen. Și acum s-a trezit. Vă dați seama că a dormit greu după ce i s-a întâmplat, sau poate totul a fost un coșmar, dar nu cred. Vedeți, gen, în zona asta în care au dispărut vecinii se întâmplă chestii super, super ciudate. Ok, asta a găsit la ea în baie.
de aseară, gen. Știți când s-a făcut lumina roșie și toate alea. Bun. A scuipat cu sânge. Asta nu e așa de horror. Asta e destul de horror, ok. Bun, și ce, nu-i nimic, gen. Bă, se întâmplă chestii super ciudate, boys, nu pot explica. De unde apare lumina aia roșie, gen? Și lumina aia roșie apare de la vecinii care au fost dați dispăruți, dar vă zic că nu-s dispăruți. Cred că... într-un final, dar nu sunt sigur, o să vină vecinii după ea. Uite-ți, acum ea șterge chestia aia care abar n-am ce. Nu pare inundație, nu pare apă. Pare a ceva pământ, dar de ce ar fi pământ aici, gen, știi? E ciudat tot asta. Tot se uită acolo, bro. Ok, o să pună de-aia de curățenie și acolo. Pune și în asta să se curețe. Dar nu cred că, bă, asta nu ține de curățenie deloc, asta cu lumina roșie. E ceva paranormal, gen, supranatural. Și acum o fi căsuit la un film horror. Hai, mă, soră mea, fix în momentele astea. Da, deci fix în momentele de față se uită la... da, la un film horror, da. N-ai ce să-i ceri. S-a făcut ora 12.00 miezul nopții și cred că o fi că asta apare numai la ore fixe, gen? Lumina? Hai să vedem. Noaptea trecută a apărut la 3. 3.00. Ok, bă, apare numai la ore fixe și numai de-astea miezul nopții, 3 dimineața. Bă. Bă, deci parcă ies chestii de acolo. Boys, vine cineva. Ce mișto e să deschide ușa. Cineva se târăște. Bro, și-a ajuns la ea, gen. Doamne ferește. Mamă, și acum cred că se uite cineva la ea, boys. Cred că-s vecinii ei. Și aici cred că s-a... mamă, o s-o moare. Da, o moare. O moare aici, bro. O moare, mamă, uitați-vă la ea. O să o moare, mamă, ce speriate. O să o moare, bă. Bă, oamenii mei, scrieți la comentarii, ia stați. Că mai avem încă ceva. Cineva bate la ușă. Ok. Bro. Uitați-vă, mamă, e toată... tot jegul ăsta, bro. Mâzga asta ciudată. Asta a venit și a omorât-o, gen. Cineva a ieșit din mâzga asta și a omorât-o. Și ceva ce ori a posedat, ori a omorât și pe vecinii ei, gen. Ok. Vă vedeți, bă, deci vreau să-mi scrieți la comentarii dacă credeți că a zis că ea a fost omorâtă sau mâncată sau ciofă, eu făcut ceva chestia asta. Credeți că a fost vorba despre un... ok, boys, let's go! Am început, mamă, deci sunt chiar foarte, foarte curios. Și fraților, să nu vă speriați, în cazul în care locuiți pe lângă o pădure, asta nu înseamnă că e 100% bântuită, știi ce zic? Însă la sora noastră e 100% bântuită, cam asta e ideea. Bun, deci asta e, fraților, și locuiește împreună cu taicăsul. Însă, din câte am citit din comentarii și am văzut și în descriere, s-ar putea ca și taicăsul să fie puțin dus cu... să fie dus cu Pluta și nu știu neapărat dacă ideea creepy-a... și că nu păstreze asta, hopa, mama, are acolo o de-asta. A, uite, sunt niște păpuși, poate de când era aia mică și nu știu, boys, dacă ideea creepy acestui film e dată doar de faptul că e pădurea bântuită sau poate și că taicăsul e nebun sau ceva de genul. Deci ea, mamă, uite, deci acum face curățenie în locuri, gen în chestiile pe care le-a avut în copilărie, este ceva... opa, e ceva jurnal, dar uite ce a desenat ea când era mică, boys. Băi, jurnal ca jurnal, dar uitați-vă ce a desenat când era mică. Care-i treaba?
Mamă, uitați-vă, bă, are o casă super mișto, adică mi se pare super mișto locația, însă din păcate v-am zis o pădure bântuită și dacă e pădure bântuită nu mai e așa de mișto locația, teoretic. Aici cred că lucrează taică-su sau ceva de genul. Da, mă, boys, aici cred că e un atelier de tâmplărie sau ceva de genul. Mamă, am zis de prea multe ori. Dar s-a pornit mașinăria aia singură. Mamă, uai, mamă, și până m-ați prea taică-su. Mamă, dar ce mișto, ei au făcut scaunul ăla, bă, era un scaun acolo. Mamă, arată miștorul de tot dacă ei... Dacă ei l-au făcut, arată miștorul de tot, pe bune. Deci dacă ei l-au făcut... Opa, ce face acolo? Îi taie unghiile sau care-i treaba? N-am văzut exact ce face. Mamă, semi, deci acolo are chestii. Deci, boys, cred că asta, neapărat, ia asta să mă uit în descriere, boys. A, da, fraților, asta este casa din copilărie, gen, de-aia sunt ei așa, gen... Vedeți, vorbesc despre copilărie și chestii de genul. Deci asta e casa din copilărie, ok. Ok, fraților, și că acum, cred că plănuiești ceva. N-o simt semi, pe ea o cheamă semi. Ce să simt? Chestiile se mișcă, v-am zis, fraților. Deci ori e pădurea bântuită, ori e asta nebun. Da, pădurea bântuită e sutra asta. Și că se întâmplă chestii ciudate în locuri ciudate. Și că am găsit uși, deschise când 100% le-am închis eu, că mi-am aduc aminte. Mă, uite, băi, acolo cineva aici, deși că ca și cum cineva ar mai locui aici. Băi, cineva acolo în față. Și o fi că persoana aia care mai locuiește cu ei sau demonul la care treaba a fost și ăla desenat de ea în ăla din copilărie, cred, nu sunt sigur, boys. Cred că acum ea se duce în pădure. Bă, îmi plac filmele astea, gen că bă, într-un fel nu sunt astea, bă, se vede că sunt filme șmechere, știi ce zic? Bun. Ce face sora noastră? Ok, se pune să se culce. Sper să nu atace vreun demon sau ceva de genul. To keep. Ah, să le păstreze. Deci scrie to keep. Adică vrea să le păstreze chestiile alea. Apăbunesc că-s chestii, na. De când era ea mică. Dar că sunt întâmplar, fraților. Uitați-vă. Face chestii, mi se pare interesante. Ok, ceva de un sandwich. Ok. Ți-am zis să zic noapte bună. A venit să zică noapte bună. Noapte bună, dragă. Hai să vedem, fraților. Deci ea se culcă, însă cred că taică suploroiește ceva 100%. Mamă, bă, mamă, ce nașpa. Deci ăla e un sandwich și pentru că a șlefuit acolo bucata aia de lemn s-a dus totul. Știi ce zic? Tot din sandwichul ăla. Mamă, bă. Bă, o fi că taică s-a pus acolo. Bă, care-i treaba cu păpușa aia, boys? Bă, nu-i ok. O fi că taică s-a pus acolo și sperăm că taică s-a pus acolo. Deci ea cred că își dă seama, poate și aduce ceva, poate și aduce aminte de ceva din copilărie sau ce. Bă, uite, bă, tot vede persoana aia, bă, dar parcă de data asta, dar parcă nu e o persoană, man, arată mai ciudat. Deci, vedeți, în cazul care n-ați observat, în fața acolo e o persoană. Deci, ea cred că vede persoana asta, gen. Nu știu dacă e numai în capul ei, să poate și aduce aminte din copilărie. Ok. Sora noastră, ce face acum? Dad? Tata, ba, mă, s-a auzit ceva. Cred că vine taică-su, s-o atacă demonii. O zis tată, dar taică-su nu răspunde, holy shit, acum începe nebunia. S-au mișcat chestiile, bă, a zis taică-su că se mișcă chestii. Vă dați seama că ea poate a crezut că taică-su e nebun, cam bătrân sau ceva de genul și nu l-a crezut. Băi, cineva acolo! Bă, voi nu v-ați dat seama! A prins? Nu mai e. Bă, era cineva acolo, fraților. Deci, bă, după asta era cineva acolo, se mișca. Adică am văzut 100%, știi ce zic? Pă, bune. Chiar am văzut.
Bă, parcă tot... Bă, da, parcă sunt umbre, dar nu știu. Iară s-o de mașinăria aia, cred că... O fi că taică să lucrează iară la tâmplărie, boys. Sau... Bă, s-ar putea... Nu, adică nu-i... Nu-i exclus să lucreze taică-sul la tâmplărie. Dacă nu e taică să-i dași pe rău de tot. Mamă, s-a auzit ceva iară, băi. A, nu, ea a făcut asta. Mamă, nu-i taică-sul. Boys, cred că a pornit mașinăria aia singură, nu-i taică-sul aici. Damn, da, deci asta-i nașpa rău de tot dacă nu-i taică-sul aici. Bă, frate meu. Sora mea, ce faci? Mamă, bă, uitați-vă, bă! Bă, cât de inteligent e pusă chestia asta, gen, adică asta se mișcă, e o bucată de lemn care dă în țeava aia ca să se audă, bă, deci asta e o capcană, strastă. Ai pus acolo intenționat ca să se audă. Știi ce zic? Uite, mă, și toate scaunele astea care sunt la fel. Au făcut și cu părul. Bă, ce-s alea? Astea-s cam ciudate, boys. Pă bune. Gen, pă bune-s cam foarte ciudate. S-a speriat sora noastră deja. E speriată și... Să nu o înhați cineva din pădure. E speriată să nu... Aoleu, mamă, câinele, mamă, ce m-a speriat. Oricum, mi-e frică de câine. De ce pleci? A venit taică-su. Și că, tată, nu merg niciunde. Bine. Ce că mă simt mai bine când ești aici. Ce drăguț. Hai să mergem la culcare. Ce că nu am închis? Mamă, dar chiar, bă, o fică ea acum, boys, crede că, gen, el a uitat, știi ce zic? Noapte bună. Băi! Băi, ce-i asta? Bă! Bă, ce-a fost asta? Bă, fraților! Bă! Ce-a fost asta? Da, fiți atenți! Ce-i creatura asta? Asta e creatura aia pe care o vedea ea. Bă. Bă, și ea n-are nicio reacție. Bă, ea n-are pe bune nicio reacție. Bă, uitați-vă. Uite, ăla merge. E cineva acolo. Bă, e cineva acolo, în pădure. Și aici s-a terminat. Deci, bă, fraților, n-are nicio... Deci, fraților, eu n-am înțeles absolut nimic din short. Let's go, Tabitha Short Horror Film. Vedeți, gen, asta e povestea din descriere. Vedeți, scrie aici. Bun. Bun, ok, a venit acasă și a auzit pisica cum miaună. Uite. Efectiv, pisica e posedată, boys. Dar na, nu o să vă dați seama din prima. E foarte drăguță pisica. Uite, a scos-o aici. Se comportă ciudat, gen. Hai să vedem. Acolo bănuiesc că-s lucrurile... Lucrurile lui sora sa geamănă, gen, a fost sora sa geamănă, dacă nu am zis. Bun, are un plic, hai să vedem ce e în el. Ok, e tristă, vă dați seama. Asta e un... Da, boys, îi pare rău, vă dați seama, gen, adică... Nu e nimica ciudat aici. Ok. Asta, bă, da, uite, astea sunt ele două. Se vede că seamănă, gen, că sunt surori gemene. Bun. Dar nu vrea să deschidă plicul ăsta, din câte văd eu. Nu știu de ce, dar na. Și a pus cutia cu lucruri acolo înapoi. A, ba nu, uitați, a lăsat ăsta
Uite, da, a pus și, desigur, și aia și a lăsat și ursulețul. Acum aș face o cafea, dar cred că e numai ea singură în casă cu pisica, gen, nu? A, ba nu, o cafea. Nu știu ce a zis că își face o cafea. Da, beta. A, așa o cheamă pe pisică, gen. I-a pus de mâncare lui pisică, nu știu ce am zis că își face o cafea, așa mi-a venit mie. Uite, David stă acolo, bă, se comportă ciudat, mă. Ce vrei la cină? A, ți-e dor de mama ta. Boys, deci asta nu e pisica ei, e pisica lui soră sa. Și cel mai probabil ea a luat-o în grijă. După ce a murit. A, acum totul are logică, gen. Da, trebuie să te obișnuiești, îi spune. Mamă, man. Come on. Come get some dinner. Te rog, vino și... și să-ți iei cina. Uai, gen, e pisica ei. Mamă, man. Uai, cât de complicat e asta. Ia uite, iară face pisica. Nu vrea să mănânce, dar vrea să stea lângă ea. Sau nu? Ce că pisica bună. Da, pe bune. Uitați-vă la ea, man. Hopa. S-a întâmplat ceva. Mamă, s-a auzit ceva. Bă, s-a auzit ceva și pisica... Pisica cred că știe ce se întâmplă, gen. Aoleu! Mamă! Bă! O picat cutia aia, gen. Dar ea a pus-o bine din câte mi-amintesc eu, nu? Fraților, ea a pus-o bine. Nu o să dau să mă uit în spate. Dar cred că a pus-o bine aici, gen. Când a pus-o. Frații mei, s-a mișcat ceva în spatele ei. Bă! Ma! Mama, s-a mișcat ăsta! Bă! Bă, stați, eu zice, eu credeam că... Inițial că e treabă numai cu pisica, dar văd că totul e mult mai complicat decât pare. Nu-i numai cum am crezut eu. Și faza cu pisica... Mă, uite, a scuipat sânge. Deci faza e mult mai complicată, nu-i numai cu pisica, boys. Ok. Săraca de la gen. Hai să vedem totul, bă, sunt sub... Ia uite iară pisica, bă, cum stă. O să vii cu mine, uite. Hai, vină, Tabitha. Nu, no, nu vrea. Nu vrea, boys, să vină cu ea. A rămas pe-ntuneric. Cum ar fi, boys, să se ducă pisica să vorbească cu ursulețul de pluș? Mă gândesc și eu, știi, doamne, și eu niște scenarii. Uite, se uită la ea. La poza asta. Deci asta a fost, boys, dacă n-ați înțeles, dar bănuiesc că ați înțeles. Asta nu a fost pisica ei, a fost pisica lui soră sa și a luat-o acum în grijă, gen. Dar o fică, poate pisica se comportă ciudat, doar din simplu fapt că nu e obișnuită cu persoana ei sau gen, nu e obișnuită în casa ei. Mi-e dor de tine, Lily. Am vrut să zic băi și fete, dar trecută numai boys, da. E dor de ea. Nu știu, parcă a zis ai misiul Lily. Mamă, iară se aude ceva. A, cred că pisica a făcut așa. Ok. Uitați-vă. Dar ce a făcut pisica? Că s-a auzit ceva destul de... De ăsta, știi ce zic? Adică... Bun, a închis ușa. Se pune înapoi să se culce. Let's go. A, uite, mamă, o să doarmă cu ăla, știi, gen, ca și copiii mici. O să doarmă cu ursulețul, care cel mai probabil cred că e tot ursulețul lui aia. Hai să vedem, boys. Sperăm că nu se întâmplă nimic, a? Nu cred că poate... Bă, fix acum voiam să zic, nu cred că poate pisica să deschidă ușa, nu? Bă! De ce s-a deschis ușa, gen? Fix acum voiam să zic, nu cred că poate o pisică să deschidă ușa, nu? Bă, uitați-vă acolo! Bă! Ce-i acolo? Ma!
Bă, cineva a pus mâna? Mamă, bă! Bă, cineva lângă ea! Bă, voi vedeți? Ea a pus mâna aici. Fraților, bă, bă, doarme cineva lângă ea! Bă! Bă! Uai! Mamă! Bă, e o persoană în spatele ei. Bă! I know I should never have left you, Leon. I know that. E Lil Jenny, sora sa care a murit și spune că niciodată nu ar fi trebuit să o lase. You didn't even know me. Nici măcar nu mă cunoști. You didn't know me anymore. Nici măcar nu m-ai mai cunoscut. Bă, pe ea o bântuie sora sa, gen, știi ce zic? Knows you more than yourself. Mamă, mamă. Da, îmi pare rău că te-am părăsit. V-am zis, au fost gemene. Uite că scrie aici, am deschis. Scrie Lost of her twin sister. Îți amintești când eram copii? Asta-i frică acum, că omoară demonul. You'd hit your knee and I'd feel it. Ok. I can feel you, Leo. Ce că pot să te simt. Ma. Ai grijă, sora mea, ta zic. Ai grijă, why? Ma. Nu-i nimeni, a dispărut. Bă, vă dați seama, băi, să dormiți singuri în pat și să dați așa cu mâna puțin și să simțiți pe cineva lângă voi, bă. Te cași pe tine de frică, ești de bun. Eu mă culo la loc, că fac infarct de frică, nu că ăsta. Mamă! Deci, boys, sora sa, o, cum îi spune, o bântuie pe ea cel mai probabil. Pentru că nu i-a plăcut. Și cred că ce mai mult o să-i facă rău prin pisică. Ascultați la mine, având în vedere că short horror filmul se numește Tabitha, știi? Deci cel mai probabil o să-i facă ce mai mult rău prin pisică. Sau poate o să se arate și sora sa acum, gen, nu știu niciodată, voi să vă dați seama. Au! Au, uitați-vă, are acolo, e rănită acolo. Bă, pare că, ca și cum a zgâriat-o cineva. Poate a zgâriat-o pisica, știi? Cât timp nu a fost ea atentă sau cea. Nu știu ce să zic. Ok. Ce salea, man. Asta zic că e de la pisică, nu? Ce e aia? E o... Da, asta, o fică... Ia uite, pisica, iară. Bă, ta pisica nu doarme. Gen, e fix ca în videoclipul aia, Life of Luxury. Ăla poseda, nu doarme. Se uite cum ia una pisica. Mamă, sora mea, ai grijă. Ai grijă ta, zic. Ai grijă ta, zic. Uai. Mamă, tot se aude. Bă. E cineva acolo, man. Cred că e cineva acolo cu pisica, deci ori pisica face așa pentru că s-a băgat demonul ăla în ea, ori cineva acolo cu ea. Doamne, ajută să așa să supraviețuiască, dar nu cred. Aoleu, mamă. E sora sa, băi. Mamă, uai. Bă, mi s-a făcut fila de găină, ok, nu chiar, dar mă simt prost rău de tot. Băi, ce e aia? Mă! Bă, schimbă! Mamă, ce-a fost aia, man? Uai! Poate o să vină după ea. Bă, ce-a fost? Aoleu, mamă, vine, fugi! Bă, fugi! Fugi! Sora mea, fugi! Bă! Bă, ce-i cu asta, man? Bă! Mamă, ce-i cu aia? Fugi! Mamă, cum se aude? Fugi odată! Mamă, se deschide ușa, băi, zvai! Dă-i! Ia-o pe aici, ia-o! Dă-i! Fă ceva! Închide ușa! Bravo! Bă, deci ea nu s-a înțeles cu sora sa. Ea nu s-a înțeles cu sora sa deloc și acum sora sa o bântuie.
Bă, dar voi vedeți că prin pisică face tot gen, că a atras-o prin pisică. Bă! Mamă, vrea să deschidă ușa! Uai! Ma! Uai, fă ceva! Fă ceva, sora mea! Vrea să deschidă ușa. Bă! Bă! Ok, gata, nu? Gata. Sau... Gata. Bă, bă, alo, mamă, mamă, bă, 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 cât de proastă e asta, bă, bă. Nu merge așa, boys. Dacă s-o terminat, asta nu înseamnă că tu după 30 de secunde, gata, trebuie să ieși din cameră. Ce naiba? Uai, dar să nu fie în cameră la ea, că având în vedere că e o fantomă, nu trebuie să deschidă ușa ca să intre undeva, știi, zic, nu? Like, n-am dreptate, bă, bă. Bă. Ma. Mamă, mamă, dulapu, mamă. Mamă, dar asta când plânge, parcă râde, dar îi dau lacrimile. Uai, 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 uai. Uai, uai. Uai, nu-i nimeni. Acum vine pisica, fiți atenți. Poate iară pica aia. A, bă, nu, o luat-o. Ia, a, până acum nu a deschis plicul ăla. Știți că v-am zis-o la început. Poate e ceva în plic. Hai să vedem. În plicul ăsta, boys, acum aflăm adevărul. Fiți atenți. Let's go. Ce scrie? Medical report for emergency coroner. Autopsia cerebral vascular. Aici, de ce a murit, gen? A murit de accident vascular. Cerebral vascular stroke. Stroke, boys, a murit de removal of dying tongue. Bă, când a murit, a zis că ea n-are ochi și nici n-are ochi și nici limbă. Când a murit, i s-a scos și ochii și limba, ochiul și limba. Deep cuts on the neck. Avea tăieturi pe gât. Bă. Boys, nu e pisica. Bă, pisica nu e posedată acum. Pisica a fost posedată întotdeauna. Toate chestiile astea au fost făcute de Lily's Pet Cat. Adică, bă, pisica a omorât-o pe ea. Pisica i-a scos ochii. I-a făcut tăieturi pe gât. I-a tăiat limba. Deci, bă, pisica a omorât-o pe sora ei geamănă. Ben, lol! What is this, pe bune? Eu credeam că pisica o să fie posedată pentru că a intrat aia, dar nu, bă, pisica a omorât-o pe aia! Bă! Bă, ce-i asta, boys? Băi, și fete, ia, uitați-vă! Deci, mă, vă reasează că pisica aia drăguță? Băi, e posedată, man! Uai! Asta vine acum, acum a înțeles tot. A înțeles tot. Cred că asta s-a întâmplat special ca ea să se uite pe raportul ăla și să vadă faptul că pisica are o problemă. Și cred că și-a acceptat soarta că și ea o să moară din cauza pisicii, nu? Sau poate nu o să moară, o să-i scape. Dar nu crezi, ce zic. Uitați-vă la pisică, boys. Bă, uitați-vă la pisică. Voi vă dați seama. Să știi că... Mamă, mâncă e pisica. Bă! Să știi că pisica e o criminală, tăi. O știi așa. Ma. Mamă. Mamă, ia pisica aici. Dar nu poate să... Lase pisica undeva? Adică... A, pe de vedere că e omorosoare, eu zic că reprezintă un pericol pentru ea. Ah, o fi că vrea să moare pisica, sau? Nu, nu cred. A, se uite la ea. Mamă! Ia uitați-vă ce rea e pisica! Bă! Uite, se joacă cu ea. Și râde. Mamă, iar a venit asta. Scoate-mă de pe ecran, te rog eu. Uitați-vă la pisică. Bă, cred că ea vrea să moare pisica, gen. Bă. Mamă. Aoleu, ce-i face? Mama, a mușcat-o pisica, boys. Bă, ce-i face pisica? Bă, a mușcat-o pisica. Mă, cum s-a auzit așa cum e o...
Bă, și acum plânge. Bă, o mușcat-o pisica. Uitați-vă ce i-a făcut. Bă, bă. Aaa, mă, nu, 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 nu. Oficial, boys. Oficial plânge și am terminat filmul horror. A mâncat pisica. Frații mei, ce-a fost cu filmul ăsta horror? Deci, bă, ăsta horror pe bune. Adică era o pisică posedată care i-a omorât sora lui asta și cel mai probabil pisica a văzut că, bă, ea râdea și plângea. Pisica a posedat-o și pe ea și gen, când a încercat o pisică gen să o omoare și pe ea, i-a mâncat-o. Foarte ciudat, pe bune, gen, un film horror super, super creepy. Deci n-am mai văzut așa ceva de foarte mult timp. Scrieți la comentarii ce părere ați avut. E bine, fraților, eu am fost Marusian cu și ne vom revedea curând cu episoade noi. V-am pupat, băieți și fete, să aveți grijă de voi. Pa, pa. Gen, vă zic, nu m-am uitat deloc la asta, doar că în thumbnail scrie delivery și un băiat care are o șapcă pe care scrie pizza, nu știu cum. O să vedem despre ce este vorba. Vă reamintesc să lăsați un like și să vă abonați și haideți să începem reacția, guys. Delivery se numește, după cum vedeți. Bun. Ok, vedeți, lasă seara, nu e chiar noapte, rău de tot. Ok, ce cu mașina asta în mijlocul câmpului? Asta cred că e băiatul de la care se filmează fița. Ok, la ora 6:45. Ok, i-a scris aici, man. Good luck on your first shift. Jazz, bănesc, e vreun coleg de lucru, că... Să ai noroc pe prima ta livrare. Și bossul i-a zis, întoarce-te cât mai rapid, deoarece mai multe pizza așteaptă să fie livrate. Vedeți, băiatul de la pizza. Sper să fie, poate să fie un șmecher, gen, știi ce zic, unul care vrea să facă rău. Ok, vedeți, are două pizza. Uite, pizza azi, nu știu cum scrie. Și-a văzut la casa asta. Ok, brr. Ok, nu știu de ce tot face vino. O fi că nu-i place să aștepte, mă, sau care-i șpilul. Vă bate la ușă. Și că imediat vin. A, nu, come inside, a zis, și că intră înăuntru. Ok. Excuse me, miss? Mă scuzați, doamnă? Și că vine aici, ok, guys, deci după, cum zice, după voce, e o bătrână, o vedeți și acolo. E o bătrână. Dar aia nu e o bătrână, bro. Aia pare că e o păpușă, man. Și că nu fi... Nu fi rușinos, bro, mi se pare că, băi, ia stai, frățioru, așteaptă. Aia nu e o bătrână, man. Cred că e o păpușă. Cică... Cică, unde vrea să le pun? Ok, 24.99, 24.95, da, 24.95, adică 25 de dolari. Bro, ce chestia aia, man? Yes, the money's here. Și că, te rog, banii sunt aici. În dormitor, sus pe hol? Bro. Bro, cine face chestia asta, mi-a zis că banii sunt de dormitor, sus pe hol. Ok, tare ciudată baba asta. Și că nu-ți fie frică? Bro, deci fiți atenți. Bă, bă, bune. Bă, mă, sica într-un episod de Life of Lucifer, vă zic sincer, a zis și că ai grijă la soțul meu deoarece nu mușcă. Bro, numai Life of Lucifer nu mai, deci schițul către, dacă nu e așa, numai Life of Lucifer nu mai vezi de ăștia cu familii ciudate, de sora, fiul, mama, soțul, tatăl, toate astea sunt ciudate, ați văzut, bro, și că să nu-ți fie frică de soțul meu deoarece nu mușcă. Ăla de-a zis, a zis mâna aia acolo, de ziceam eu ce e aia, bro, ăla e soțul ei, man. Dar de ce nu-i dă ea banii? De ce nu... Bro, deci dacă aș fi eu în locul lui băiatul ăsta, eu efectiv aș zice, bro, bă, ia pizza de aici și lasă din partea casei, și ce zic, like, aia e el ce face, bro, lasă pizza și cred că se duce, bro. Bro, eu nu m-aș zice în locul tău, dă-i neapărat de 20 de dolari și zici, plus că nu stai tăi, s-a luat boss-ul. Frățiorul.
Bă, ok, a primit un mesaj. Bă, frate, eu nu m-aș duce în locul lui, vă zic că nu m-aș duce. Deci vă zic sincer, man. Where are you, boss? Zice, e ora 8, zice că unde ești? Back in 20, zice că vin în 20 de minute, a trimis la 7:59, ok. Bro, mama, asta e ciudat rău, bă, ce se întâmplă. Băi, ciudat rău. Bro, dar n-a să te duce la într-o nou. Frăția rău. Ăla-i sânge, bro? Ia stai, au, mamă, s-a auzit ceva. Bro, ăla-i sânge sau lichid? E un ceva lichid? Deci, bă, deci dacă ăla-i lichid negru, bă, la fel ca Life of Luxury. Deci, bă, vă zic că mă simt la fel ca Life of Luxury, bro. Bă, ăla-i lichid negru, man. Ăla nu cred că-i sânge. Ia, dacă stai că s-a auzit ceva. Acolo-i soțul. A, cred că i-a zis că soțul e în cameră. Da, mă, bro. Up the hall, adică la hall în față. Adică ne-o ne-ai și mâna aia, acolo-i soțul ei, man. Bro. De ce te duci în... Credeam că gen... Credeam că nu se... A, el trebuie să zică fix în camera unde e ăla, bro, what? Bro, să nu mi-a mare jumpscare. Frățioro. Unde-i soțul ei? Nu e nimeni aici, bro, mamă, să nu-mi iau mare jumpscare. Bă, dar și ăsta, bă, pe vedeți cum vreți să-mi revedi, că capel, efectiv. Mamă, să nu-mi iau mare jumpscare, vă zic. E nașpa rău dacă-mi iau jumpscare. Ok, a intrat, uite, a văzut banii, mamă, bro, știi, încearcă, a, e cea mai nașpa primele horror, când încearcă la să se grăbească, man, ok. Au luat la banii, ia banii și fugi, bro! Ok, a văzut ceva. Bro, e cineva după alea, e o lumină. E o lumină, man. Bro. Bro, fugi. Bro, mamă, vedeți că are o alegere nașpa de făcut, știi? Trebuie să zic ori pe dreapta, ori să se ducă în față. Du-te, bro, fugi! Ah, l-a uitat pe aia. Bro, ce s-a întâmplat cu aia? Fugi, frățelor, ce s-a întâmplat cu holul? Mamă, holul se lărgește, sau? Fugi, bro, aici la dreapta checheiușa. Dă-i tare. Uite-o pe babă încă acolo. Dar vă zic că aia nu cred că e o babă. Bun, în care foarfeca sau ce chestia? A, nu foarfeca, are un briceal ceva ascuțit. Ia ce să facă? Miss... Doamnă? Miss, do you want your change? Cică, vă vreți restul la întrebat? Miss! Doamnă? V-am zis, bro! Ah, what? Ah, că n-am chide... Cică, nu vreau restul. S-a închis ușa, man. I s-a închis ușa, bro. Bro, ce se întâmplă? Da, aia cred că era legată. Bro, deci fix ca Life of Luxury. Se-ți mișcă aia ciudat. Sună la poliție. I-a dat să-l la 822. Ok, guys, aici s-a terminat, bro. Și că sunt la pe și-a dat se... Chiar așa arată frățiorul Bailey, uitați-vă la el. Adică, bro, e efectiv o păpușă normală. Să mă arăt, frații mei, dacă și asta e păpușă normală. Dar să vedeți, frățiorul gen ăsta care o are, cum o tratează, gen, cum tratează păpușa. Bănuiesc că ea vrea să se răzbune sau ceva, deci nu uitați-vă la chestia asta, let's go. Bun, asta este Bailey, foarte, foarte ciudat. Sau, cum o cheamă neapărat? Cred că o cheamă Bailey sau Bailey, Bailey, habar n-am, Bailey, Bailey. Bro, ce are, mamă, uitați-vă ce limbă e, vedeți, e limba de-aia. Uitați-vă, bro, ce scrie pe pereți. Bro, e semnul de la svastică, man. Ok, se uită în dulap, guys, nu știu neapărat ce a văzut acolo în dulap. În cutia o fi că e păpușa, bro. A primit un mesaj. De ce face frățiorul, guys? Chiar nu știu. New vlog, Valley Doll, voto mere hi pas hi. Nu știu ce a zis neapărat.
Nu știu ce a zis, gen, care e ideea? Ok, scoate coletul. Bro, băi, deci la început ăsta era aici, gen. Like, vedeți când a intrat în cameră, aici. Păpușa era aici. Let's go, fiți atenți. Stați că trebuie să se uite. Uitați-vă, vedeți? Asta era aici, bro, dar acum cred că Bailey acolo, da? Sau Bailey, cum o cheamă. Bro, ce se întâmplă? Ok, destul de ciudat. A luat păpușa, man. Ce o să facă, man? Mamă, cum arată păpușa, bro. Bro, avea o foaie în cap. Ce chestia aia, man? Avea o foaie în cap. Bro, ia că deschide foaia și acolo că mănânc un mesaj. Her name, she loves to play hide and seek. Cică numele ei este Bailey și îi place să se joace hide and seek, gen fața ascunselea. Bra! E super, super ciudat. Bun. Mamă, și-a mișcat ochii. Da, ăla mi-o păpuș. O leagă, bro, what? O leagă de ăsta, bă, dar s-a gândit frățiorul. Deci, băi, ți-e casă că aveți o păpușă, grijă mare cu ei. Ok, faci un vlog. Oh! Aaa, băieți, fiți atenți! Acum el face un vlog, gen. Adică el un fel de vlogger sau ceva de genul. Vedeți, face acum un vlog, face cu... Că aș nu o să vă vină să credeți ce am găsit. Am găsit păpușa asta care e super, super ciudată și e bântuită. Cică o să o las aici, să vedeți dacă se întâmplă ceva peste noapte. Bro, vă ciudat rău, man. Ok, și-a filmat asta. Ok, și el doarme, bro. Nu e vlogger, mama, asta. Bro, își mișcă mâna, păpușa. Bro. Bro, își mișcă mâna. Bă, Gico, vreau ce aia. Bro, bro, se... A picat păpușa. Cu ai, bro, e cu el în pat, băi. Bă, dar ce s-a întâmplat cu... Care-i treaba cu păpușa asta, man? Like, e super... uite, stai că... Acum pe filmare arată? Uite că arată și lui! Bro, deci păpușa asta e foarte ciudat! A dispărut păpușa! Bro, dar e super, super ciudat. Și cum de naiba este? Iar își demontează camera? Cred că vrea să înceapă filmarea din nou. Bă, bro, vloggerii ăștia sunt nebuni, gen vloggerii. Cred că vrea să o prindă cu o poză sau cu blitzul sau ceva de genul. Deci așa, a făcut o poză. Nu nimeni acolo, pă, bro. Bro, chestia a fost făcută în calculator, bro. S-a văzut, mă jur de nu s-a văzut. Bro, mă jur de nu s-a văzut. Bro! Bro! Ce se întâmplă, guys? Am mai făcut o poză. Și-a închis aia. Bro! Se aude ceva, man. Bă...
gros. A, a fost un coșmar, man. Asta era ideea, nu? Bro, a fost un coșmar, nu? Răzionești, ok? A venit cineva. O fi că-i păpușa. Și a venit coletul, gen. Bro, deci tot ce a fost într-un vis. Și acum o fi că găsește păpușa acolo, gen. Păpușa pe care a visat-o. Ba nu, e ăla și aia aici, bro.